Salutare, dragi prieteni ai grădinii exotice. Am mai găsit niște semințe și cum nu prea am avut timp să merg la grădină, am zis să-mi fac planul de acasă și mâine când ajung la grădină să pun și restul semințelor de diverse plantuțe. Am zis să mai completez golurile pe care le mai am de teren necultivat și având atâtea semințe, am zis că trebuie să le folosesc cumva. În primul rând voi încerca, am mai avut și în alți ani cultivat fenicolul. Fenicolul provine din părțile mediteraneene, Grecia, Italia, eu știu unde sunt călduroase, acolo se cultivă și sunt ca buruienile, le găsești pe oriunde și prin sălbăticie. Acesta este un fenicol pentru căpățână, dar bineînțeles se folosește și tulpina împreună cu frunzele. Gustul este apropiat de cel al mărarului, dar are un gust mult mai mentolat, este ceva mai deosebit decât mărarul. Îl puteți spune ca și mărarul, de principiu, este cam aceeași metodă de cultivare. Necesită și un pic de apă și va trebui udat din când în când, dar părerea mea este că puteți să încercați să-l cultivați. Poate vă place frunzele aromatice. Semințele se folosesc chiar și la băuturi pentru se pune în alcool și dă un flavor cu anason, dă un gust deosebit. Acestea, din ce văd eu pe plic, se poate pune în câmp deschis în luna a 4-a, a 5-a și a 7-a. Eu o să încerc acum, n-am nimic de pierdut. Nu mai știu cât am dat pe pliculețul ăsta, dar am zis că dacă tot l-am găsit pe acolo și am uitat de el, să-l pun. Expiră în 11-2020. Deci anul acesta ar trebui să-l pun. Presupun că poate ieși și la anul dacă îl pun, dar e bine să ținem cont de termenul de valabilitate. Voi încerca să fac cumva un dreptunghi această mini grădină și pe margine voi pune porumb. Am câteva sortimente iarăși găsite de porumb, luate din diverse părți. Și pentru plântuțele astea, pentru ce mai am eu pe ei semințe, cum am pus aici fenicul, am folosit aceste etichete luate din Lidl, dacă nu mă înșel, da, Parkside de firma lor, din Lidl, foarte ieftine, nu știu cât am dat, 10-15 lei, nu știu exact, și cu o cariocă voi trece un marker permanent ca să nu uit ce am pus. E bine să aveți în casă întotdeauna etichete din astea. Așa, ceea ce vreau să pun și am omis anul ăsta pentru că a fost pandemia și nu am ajuns pe la grădină, este sămânța de crizantemă comestibilă, care este deosebită. Am văzut un reportaj și pe YouTube cu această crizantemă făcută undeva la Buzău, la Institutul de Cercetare, de un domn de acolo, director, care e foarte împătimit și iubitor al plantelor. Îndeoseb cele comestibile, plante comestibile, aici este o crizantemă comestibilă pe care v-am prezentat-o și anul trecut. Este deosebit de bun gustul, foarte hrănitoare. Frunzele se mănâncă și florile, dar frunzele sunt foarte nutritive și pline de vitamine. Florile se pot pune în salate, să dea culoare, sunt deosebite. O să pun un rând sau poate două de crizanteme din astea, foarte bune. Vi le indic dacă le găsiți să cumpărați. Voi pune două feluri de busuioc,
busuioc lămâiță și busuioc roșu. Pentru polenizare folosim și la mâncare. Facem salate, salatele sunt deosebite cu acest busuioc. Am mai găsit din anul precedent sau de acum 2 ani ceva semințe. Acesta este un fel de spanac sau poate chiar spanac, rapunzel se numește. Se poate pune în câmp deschis, din ce văd, în luna 7 și 8, aproape de iarnă. Presupun că se învelește în tunel, ceva de genul. Eu o să-l pun acum și o să vedem ce iese. E foarte, foarte, are conținut foarte mare de fier. Îl vom pune și pe acesta. Am semințe de salate, de tot felul de salate. O să mai pun din nou, deși mai am 3 plantuțe care au supraviețuit neașteptat de anul trecut, de varză cale. Este o salată deosebită. Și produce tot anul, face o tulpină lungă din care tot rup frunze, ea se regenerează, este deosebită. Dacă vreți să aveți salată bio, nu are nevoie de stropiri, nu am văzut niciun dăunător pe ea și rezistă și la îngheț. Foarte bună, este perenă, dar puteți să o folosiți și anuală, această cale. Ia să vedem ce scrie pe ea. 10-15 grade, 50 de centimetri în așa, februarie, octombrie. Da, deci categoric o să pun și din aceasta. Mai am varză chinezească, găsită pe aici. Zice că luna a doua și luna a șasea se poate planta. Perfect, punem câteva și din asta. Mai avem un mix italian. Am avut într-un an pus foarte deosebite pentru fripturi și pentru, eu știu ce mâncăruri, salatele astea sunt deosebite. Vin pe o bandă, semințele sunt ușor de pus, este o bandă lungă, se bagă în pământ, se udă și asta e toată filozofia. Acesta este măcăriș, cred că ați auzit de el și unii îl aveți în grădină. Luna 5-a se poate pune fără niciun fel de problemă. Măcrișul este acrișor, foarte bun și deosebit în salate. La fel trebuie udat, din păcate salatele trebuie udate, altfel nu faceți nimic. Aici avem iarăși un mix de salate. Tot benzi, sunt ușor de pus, sunt extraordinar de ușor și sunt foarte, foarte mișto că se pot pune pe rând ușor. E distanțarea deja făcută, nu trebuie pus răsad. Mai avem aici o salată roșie. Vedem ce iese și de aici, nicio problemă, punem și pe aia. Aceasta este o salată deosebită. De ce zic asta? Pentru că rezistă de la un an la altul dacă doriți să o puneți. Are un gust apropiat de rucola, un pic amăruie, foarte bună pentru ficat și regenerarea celulelor nervoase. Este deosebită din punctul meu de vedere, conține foarte multe vitamine și are o grămadă de proprietăți. Se numește Winter Cress Barbarea vulgaris, cred că v-am vorbit și anul trecut. Neapărat dacă o găsiți, părerea mea, și sunteți dornici să puneți tot felul, să încercați tot felul de plante. Aceasta este salata perfectă pe care să o aveți. Aceasta iarăși este o salată valoroasă, tot varză cale. Am pus anul trecut, a rezistat, precizez, peste iarnă, fără decât am pus niște paie deasupra, pur și simplu le-am aruncat. A înghețat o parte de sus, dar s-a regenerat. Foarte bună pentru salate. Nu face, deci e varză cale, o specie de varză, dar nu face în mijloc căpățâna aceea, e doar pentru, folosită pe post de salată, doar pentru frunze. Părerea mea că dacă vreți să aveți salată verde toată iarna, salatele acestea tip lăpturci sau eu știu care
trebuie oscudate foarte mult. Acesta nu are nevoie de atâta apă. Vă spun pentru că am ținut-o un an în grădină și nu prea am dat apă. Și a rezistat la intemperii, a rezistat la îngheț peste iarnă. Anul acesta o să vă prezint. Arată foarte, foarte bine. I-a dat și pui. Și este verde tot timpul anului. Este deosebită. Dacă vreți să mâncați, puteți chiar și de Crăciun, dacă înveliți cu ceva, să aveți salată proaspătă. Foarte mulțumit am fost de aceasta. Cu siguranță o să pun anul ăsta. O să mai pun, nu știu dacă se pune acum, nu cred că se pune acum mărarul. Din ce văd, luna a treia, din 5 până 15, luna a treia. O să încerc să pun și niște mărar, l-am găsit pe acolo, nu are rost să-l las să stea degeaba, când poate produce, chiar dacă e mic, îl folosim la paste, la sarmale, la orice. Mai am de anul trecut, care nu le-am folosit, niște flori și diverse semințe de flori și mușețel. Aș vrea să-l pun mușețelul printre pomi. Bineînțeles, acesta nu are nevoie de prezentare. Știți că mușețelul este extraordinar ca ceai, folosit în tot felul de afecțiuni, folosit intern cât și pentru spălături. Îmi place foarte mult să am mușețel în curte. Mi se pare că este deosebit și are niște proprietăți extraordinare. Ar fi păcat să nu îl aveți prin curte într-un colț. Voi pune și aceste floricele pentru polenizare. Nu le fac grăsat sau ceva, le pun pur și simplu pe rânduri. Ce iese, ce nu, asta e. Și acestea sunt foarte frumoase garofițe. O să le arunc pe acolo. Floarea soarelui. Mie îmi place foarte mult floarea soarea ca plantă decorativă. Și avem aici câteva. Și asta e tot floarea soare, foarte frumoasă. Aceasta este tot o floare. Le punem și pe acestea. Și aș vrea ca printre rânduri să delimitez, de fapt nu printre rânduri, că va umbri, ci doar la extremități, la răzoare, la margini, atât cât va fi terenul ăsta cu mini grădina, să pun ceva porumb. La fel, rămas semințe și vreau să le pun pentru protecție, pentru vânt, îl pun pe răzor, cum ar veni. Porumb de floricele, acesta este decorativ. Vedeți ce frumos e, sper să se și facă. Cam asta e, prieteni. Ne vedem la grădină și ne apucăm să facem și să amenajăm bucățica de teren pentru a cultiva toate aceste semințe rămase și să nu le pierdem. Tot timpul e bine să aruncăm cu o sămânță în pământ. Putem beneficia din ce iese din pământ de toate plantele. Dacă le punem un pic și ne place și le punem un pic, le dăm un pic de atenție, cu siguranță veți fi răsplătiți. Toate cele bune, prieteni, să ne reauzim cu bine, toate cele bune vă doresc.